Așteptați pe cineva? Da, aștept. Mulțumesc. Bala. Ce ghinion, dom'le. Mare ghinion, dom'le. Pardon. Mare ghinion. A, jucat la pronosport? Aș, loto. Și? Și, ia uite, uite-te aici. Vino cu-a. Vino puiule, vino cu-a. Uite aici, vezi, uite. Am jucat 23 și a ieșit 59. Oh. Ca să vezi ghinion. Da, a jucat 14 și a ieșit 66. Ha? Știi 14-66? Nici nu. Al treilea a jucat 83 și n-a ieșit deloc. Hey. Ca să vezi ghinionul. Vorba proverbului, la pomul odată să nu vii cu butoroga mică. Mare ghinion. Mă pomenește cineva. Sebastița, nevastă-mea. Pă unde o fi o blet de ea la ora asta? A căutat-o la Dunărea, nu e. La bodegă, la Vasile, nimic. A căutat-o la cramă, nu e. La carul cu bere, nici. Bă, așa de mult bea? Nu, mă, caută pe mine. Ce da, mă, că mă caută, vorba aia. Că pisica nu e acasă, sabia nu-l taie. Hai că ești simpatic, asta cu pisica mi-a plăcut. Ne-a mai servit? Da, mai servit. Mulțumesc. Cocoș! Vine! Mă adu un suc! Dumneata, pe teren? Nu, no, eu sunt în concediu. Ah, ce om fericit! Mai timp să beau un păhărel. Da. Eu cu munca pe teren, eu toma toamnă leu. Dar nu mai eu pe teren, că e la dracu, i-am mai văzut. Da, sigur. N-au mai fost pe aici de o lună. Vorba aia, auzi? Știi că m-au tăiat iar de la acord? Aia, da. Vorba aia, cine se scoală de dimineață? Da. Așa vei dormi. Exact. Da. Da, știi că ești simpatic? Da, simpatic. Ce faci, domnule? Mă pomenește cineva. Da. Nevastă, mi-a tăiat și surat? Nu. Să-ți trăiască. Și eu am iubit, domnule. Da. Și eu am iubit. Dar nu pe Sebastița, o femeie frumoasă, domnule, nu era. Aha. Dar simpatică. Simpatică foc. În fiecare zi dădea câte un telefon. Da. Și s-a măritat cu altul care dădea câte un televizor. Ce vorba trebuie? Proverbului. Fă mă mamă cu noroc. Și am să spun cine ești. Da. Auzi, lasă pe cine. Ăsta e nou? No, l-am luat săptămâna trecută. Alte timpuri. Cocoș, mai adu suc. Bine. Dar ce ați avut, vă rog? Scarlatine. Dacă deream mic. Cocoș! Da, aici. Unde-i dracu' aici? Cocoș. Da. Pune mâna la gură că-ți suc, ești cu mine. Da, ce vă dau, vă rog? Tot suc. N-avem suc. Atunci două. Că alcool nu beau. Alcool nu servesc, auzi? No. Leon, te cumnatul meu, tot așa. Ce? Ce băiat de viață. L-a găsit mort. Oh. De beție. L-a dus la morgă, i-a făcut autocritica. N-avea nimic de vezi, sănătos tu. Nimic, l-a căutat. Cocoș! Da, aici, aici. Unde dracu umbli, mă? Unde umbli? Aici. Tot aici ce cauți? Aici. Auzi, Cocoș, fă tu plata, frumos. Da. Da. Dar ce fac cu suta asta, că e pătată toată cu cerneală? Da, din cauza lui socru. El a zis să nu mai ținem banii la ciorap. Și el a băgat banii în stilouri și eu în cerneală. Las-o la mine, las-o, că n-am să-mi vine nimic. Cocoș, ne lași puțin? Auzi, da. Ce sută dacă mai stau? Nu, deloc. Atunci am plecat saltare să treci. Auzi, să joci 83 și să-ți iasă 2. Cocoș! Mă duc la 2, Cocoș. Hai că mergi. Hai.
Bună ziua! Ce faci? Ce să fac, nu vezi? Dau și eu la pește. Care pește? Ăstea, băștinași, după aici. De-n baltă. Care baltă? De-n balta Tifirești. Care te ferești? Tifirești, nu e balta Tifirești? Un moment, să văd. Ce se vede? Balta Tifirești. Stai degeaba. Aici nu-i zonă piscicolă. Și dacă nu-i zonă piscicolă, nu sunt nici obligații contractuale, nici fondul pieții, nici nimic. Nu. Dar de unde le știma ta așa ca de-n carte? Unde scrie asta? Uite aici, harta. Harta cu inventarierea fondului piscicol din zona aceasta. Început de mine, la scara 1/100 și terminată în lift la București, centrala peștelui. Îmi dați voie să mă prezint. Jean Plătică. Bibanu, pare bine. Mai puțin. Referent 2, secția Plachie. Pot să văd și eu harta aia puțin? Plăcere, eu am făcut-o, uite. Dar nu mi-a stupat, vede, las-o așa. Uite aici, vezi, matale? Yeah. Uite aici, am părtit așa. Aici este harta cu ape stătătoare, ape voiajoare. Da? Uite aici, scrie clar, Eleșteu Tifirești, e fără pești. Fără pești? Fără. Niciun oblete, nimic? Nimic? Și e mai bine fără nimic. Că, pe urmă, trebuie puieți, trebuie condiții de creștere, valorificare, bătaie de cap de pește. Vă să zic că eu stau aici degeaba cu băta în baltă, îmi văz numai râma să noate. Mata, poți să stai aici cu băta în baltă, să stai acasă în baie, în cadă, tot ai, nu cade niciun pește. Opa! Ce? Ia stai. Stai că a venit un... element? Cine e elementul ăsta? Păi așa după aspect, după costumul ăsta de baie, parcă ar fi pește, hă? L-ai prins, mata, în balta asta aici? Păi ce a căzut din pom? Păi da, aici, ia aruncă-l, dă-l încolo, că asta nu e adevărat, nu-i pește adevărat. Ba, era zău, era crap. Nu era, a avut halucinații, gata. Fata Morgana? Nu, asta a fost o fantomă de crap, n-a fost. Ce-aș fi mâncat eu fantoma asta cu mușdii? Uite aici, ascult, harta noastră scrie clar. Eleșteu Tifirești, să te ferești că fără pești. Ca unde hartă nu e baltă și unde e baltă nu e hartă. Dar cum a ajuns ăsta aici? Cum s-a pripășit el pe aici? Ce-a făcut schimb de locuință? Are aici spațiu mai mare? Nu mă cicați, te rog, să nu spui nimănui că l-ai prins aici, că mă bagi la apă. Zic că ai visat și gata. Da, am visat, uite, stai că mai visez unul. Ce? Stai că mai visez unul. Nu, mai nu, lasă! Ăsta e tot ăla, că l-am aruncat eu în trecut, nu e adevărat. Care tot ăla? Tot ăla. Ia uite-te bine, nu vezi că ăsta e mai cârn? Și are și solzii la două rânduri. Aruncă, că mă nenorocești, aici. Nu înțeleg cum s-a putut pripăși peștele în apa asta atât de țărată, nu înțeleg. Da, păi o fi având și el reumatism, nu? A venit la băi, că e mai ieftin în aprilie. Cum să vine? Cum să obține derogarea? Transfer-o mai în balta asta aici, fără să știe centrala peștelui. Să știi! Să știi că asta este un pește evadat dintr-o cutie de conserve. Cum o să evadeze din cutia de conserve? Asta e pește fierăstrău, pleacă! Poate să fie și pește bonfire. Cum o să deschidă el cutia de conserve? Că de-abia o deschid eu. Opa, iată-te. Opa! Nu! Aoleu, ce asta e? Au! Opa! Ia uite-o, babana! Ia uite mreana, babana! Gata, m-ai convins! Are balta pește! Ia uite dovada aici! Nu e peste la Tifirești, nu e peste la Tifirești. Gata, m-ai convins, gata. Păi uite dovadă aici. Nu vrei să-mi dai și mie vreo două chilișoare de dovadă de-astea ca să fac și eu un borșuleț acasă? Păi mă, să vezi, mă, să vezi, mă, să păi eu îți dau, vezi? Dar în ce-l iau? În ce-l iei, asta. Ia-l în harta asta piscicolă. Foarte bine. Că văd că e și impermeabilă. Opa, pune-o în Tifirești așa. Ce zici, ce pune? Are harta pește, hă?
Alo? Casa Gigi? Da. Oh, tu ești Gigi? Da, eu. Vai, nu te-am recunoscut. Ce ai reușit așa? Ai fost la meci. Nu te mai las de prostii. A, Mitică? Tu ești, da. Gigi? Da. Gigi, dar tu ești burlac, tot singur, nu? Da, da. Auzi, vino la mine astă seară. Da. Îmi serbezi ziua de naștere, așa, între prieteni. Da, mă, dar m-ai luat prea repede, așa, nu m-am pregătit și eu să iau ceva să... Nu e nevoie, vii cu mâna goală, am eu de toate. Hai, da, vino de vreme, Gigi. Hai, păcai, salut, noroc. Salut. Gigi, uite, da. Duci, bă. A, Mitică, unde ai? Ce să fac? Păi tu nu mă vezi, bine ai venit, bă. Sănătate. Bă, uitați-mi de sifoare, bă. Am noroc cu un vecin care mi l-a dat. Du-te tu și le umple. Păi cum eu? Auzi? Da. Aici e centru de sifoare, auzi? Da. Intri pe față, dacă e lume multă, intri pe față, îți faci loc, îi împingi pe ea și vii sus, la patru, știi unde. Da. Cine e? Eu am venit, Gigi. Gigi. Gigi, ai venit, da. Bravo, îmi place de tine. Știam eu de ce te-am chemat, ai lucrat foarte bine. Auzi, dă tu o fugă până la gară. Mi-a venit un porc de la Buzău. Îl aduci, vii cu el repede încoace să-l băgăm la cuptor. Ce, uite aici, niciun dar, recipisa. Îl aduci, îl băgăm la cuptor, vin musafirii, ne facem de baftă. La gară, la gară, la mesagerii. Porc, să nu-ți dea altceva. Papiote, ceva, ne facem de râs. Da, gata. Gigi, Gigi! Gigi! Hai, mă, Gigi, unde ai stat? Unde am stat, mă? Unde am stat? Unde am luat și taxi până aici? Aia de la mesagerie n-am vrut să-mi expedieze porcul, că a zis că nu este pe adresa mea. Lasă-mă, ia. Aoleu, știi ce gafă era să fac? Am uitat că n-am gaz în butelie. Noroc că un vecin, cum se cade, mi-a dat butelia. Stai să văd porcul. Aoleu, i-ai jupuit șoriciul. Eu? De ce ești, mă, neam de târlă? N-așteptai până acasă? Nici n-am umblat. Nu te-am invitat la masă, să te dăm șuri. Poate ți l-a trimis așa, te-l-a lăsat oaia de la mesagerie. Lasă, taci de gură, lasă, te duci după vin. Păi auzi? Sigur, opa, unde? Te duci după vin. Unde? Tu știi unde e cartierul Berceni? Da, la Big, lângă Big. Nu, după Big. Mult mai mult. Fii atent că îți fac eu planul. Da. Te duci și mi-aduci vinul de la nașul meu. O damigeană de muscat totonel, pe mine nu mă interesează. E grea, e grea? Nu, fii atent. Ce bă, 14 kg. Uite, uiei, după Big, pe strada aia cu 3 benzi, uiei pe banda în dreapta. Așa. Ai trecut pe lângă blocul ăsta, e un bloc acum se construiește. Da. După el imediat, sari gardul, vezi că ăsta are câini de colț, faznicul. Te hătărești de câini, o iei la dreapta și ajungi la un pârleaz. Așa. Dai ăla la o parte, are niște scâne. Da. La o parte, pe sub el, ușor, ai trecut și ai blocul WZ. Între ele, între ele, ai la etajul 6, apartamentul 303. Bați la 375. Bun. Și întreb de nașul Vasile. Nașul Vasile. Da. Dacă nu e acasă, vezi că e măsa. Unde ești, mă? Vino cu asta. Vezi că e măsa, e surdă. Țip! Nașul Vasile! Noroc că n-am lăsat să plece taxiul. Să nu plece. Să aduc bonul. Mi-aduci bonul că tot ți-l imput repede. Gigi, nu sta! Strigi la ea că e surdă. Așa, ce aveam? Farfurile. Unde ți-ar spune poarta ta? Nu sunt hazganul, dar mă descurc și eu. Unde ți-ar spune poarta ta? Cine-o fi acum la ea? Gigi, ai, Gigi, dragă. Hai că țin musafirii pe sec. Parcă vii din Madagascar, atât a durat. Măi, dar e distanța, mă, e distanța. Că te pădești, da? Așa, atâta să poate. Și să fac, mămitică, că ai un naș așa de cărpănos, bă. De ce, mă? N-am pomenit, mă, că așa că nu-și amintește de niciun vin care se cheme Mitică, că chiar dacă își amintește nu i-ai promis niciun fel de vin. Noroc că l-am ținut de vorba, am băgat mâna în cămară și l-am luat pe astea două mici. Mai mărunți și cerea să facă. E bun? Nu știu. L-ai gustat? Nu l-am gustat, eu nu mă bag, nu puteam. Îl gust eu. Acum să știi că dacă mi-ai adus vreun borș, ți-l torn în ghete, să știi. Păi, dar ce vine borș? E bun. Merge, pedească, dar merge. Să mă așez și puțin. Stai frumos ce te înghesui așa, ce te înghesui? Da, nu vezi că n-am pâine deloc? Da. Te duci și iei niște franzeluțe proaspete. Dacă nu sunt proaspete, ți-l bag pe cât să păi știi. De unde la ora asta? La brutărie! La brutărie! Fii, încerc că te vede. Da. De ți-ar spune
Poarta ta. Deci niște murături. Da, unele bobociari, da. Morcov ce găsești, auzi, da. Pe penaj murați, da. Iei și niște țeline, da. Fii atent și portocale. Da. Portocale pentru desert. Pentru desert. De ți-ar spune poarta ta. Era postașul, m-a felicitat de ziua mea. Eu-l cunosc. Unde ai stat, mă, disperatule, până acum? Tu-ți bați joc de mine? Ce... Au mâncat ăștia porcul, fără pâine, fără murături. Stai, mă, ce vrei să fac, mă? Ce vrei să fac, mă? Era închis. Noroc o mătușe de-a mea care mi-a dat și murături, mi-a dat și pâine. Ți-a dat, păi mi-a dat, sigur. Să unde duci, stai că aici. Te văd musafirii, acolo e lume. Și eu intre în bucătărie, da? De ce să nu te vadă? De ți-ar spune poarta ta. Stai jos acolo pe scaun. Da. Ia loc pe scaun acolo, să-ți dau și ție o bucată de pâine. Da. Stai că ți-am aruncat mult. Da. Am lume multă. Da. Lasă pe aia, ia pe asta, să-ți dau și... O murătură. Ia și tu, uite, un castravel. Ia jumate că ți-ajung. Da. Nu se rupă ăștia, auzi? Da. Uite și un pahar de sifon. Stai, ce te-ai început să mărâci? Da. Eu te-am adus aici să stai ca un beizadea. Da. Fii atent la minunca. Da. Minunca. Vezi tu tipa aia blondă de pe sofa? Da. O vezi? Uh-huh. Auzi? E verișoara mea primară. Da. Fii foarte atent că e o chestie sensibilă. Da. A pățit un mare necaz acum la maturitate. A lăsat-o lepra de bărbasă. Da. Auzi? Ocupă-te de ea. Dansează-o. Da. Vorbește-i. Spune-i bancuri. Da. Gigi, da. Fă-o să uite, Gigi. Da. Fă-o să uite. Bine. Stai, bine. Auzi, da. Poartă-te frumos. Mă port, da. E o fire sensibilă. Da, să mai au ochi. Acum mănânci. Da. Acum mănânci și stau pe urmă. Da. Da? Bună seara. Mit. Cu plăcere. Ai, dar ce frumos e valsul ăsta nemuritor. Mai ales că e tango. Mă rog, cum dorești dumneata, dar te miști de parcă ai sta în gips. Ei, sunt și obosit, am avut alergări. Ne taci, ne distrăm acum. Spune-m, cum ți-am căzut tronc așa deodată, de la prima vedere? Mi-a spus Mitică că ai făcut odaia cup de pudre. Eu? Vi se pare, cred că nu... Taci! Ah, Doamne, ce mototol ești! Mai bine să-ți povestesc viața mea, să nu spui pe urmă că ți-am ascuns mai știu eu ce. După ce am rămas cu minte și nemăritată până la 30 de ani, mi-a găsit Mitică unul, da, de perspectivă mare, da, simpatic al naibii, la prima vedere, inteligent și brunet. Ah, mi-a decimat toate economiile și doamne, s-a dus. Doamnă, dar... A dus. Morții cu morții, da. Vii cu vii. Da, asta e important. Rog. Spune-mi, important e că ești burlac și vrei să-ți unești singurătatea cu a mea. Da, da. Nu știu cum să vă explic, stimată Dudu. Da. Vă cer mii de scuze, dar da, între noi există oarecare diferențe. Are, mă. În primul rând, de vârstă. Mitică! Mitică! Vino! Vino! Mitică! Hai, Casanova ăsta m-a jignit de moarte! M-a făcut antică! Mitică, în casa ta! Cine? În casa ta! Stai cu minte, liniștește-te! La masa ta! Liniștește-te! Mitică! Stai aici! Aie! Bine, mă, bine, mă, nefericitule, după ce că te invid la mine, te scot în lume, după ce că te îndopi cu de toate, ca un nemâncat, îmi jignești rudele primare. Ieși afară. Ieși afară, vețibule. Acolo e ușa. Mitică! Lasă-mă, familia! Mitică! Afară. Amen. Mitică! Ce-ai făcut, Mitică? Unde te duci, mă, împiedicatule? Asta e recunoștința că te-am invitat la Zaia Fet. Vino imediat sus! Îi pare rău?
Vrea să-mi ceară scuze. Gigi, tot n-ai fost bun de nimic astă seară. Hai să duci sifoanele alea înapoi. Primul bloc pe stânga, intri și le spui frumos, mersi. Alo, Gigi? Da. Gigi, tu ești? Da, eu mi-i... Vai, ce bine arăt. Nu, adică vorbești mai clar. Da. Auzi, Gigi, vii sâmbătă seară pe la mine? Nu, nu pot sâmbătă pentru că e ziua mea. Mă duc la mama ca musafir. Da? Da. Gigi, da. Viu și eu, da? Da, te aștept, mitică. Bine, am să vin, să știi. Salut! Da. Doamne, de-abia l-aștept să vină. Mama stă cu lemne. Dacă nu-l pun să spargă, numai buturugi. Buturugi de-alea, noduroase, mari. Ceva? Absolut nimic, numai invitații. V-aș putea spune că avem ceva în plus. Ce? Televizorul. Da, nu poți să mănânci ceva. Mănânci sarmale, ești cu un ochi la sarmale și cu unul la televizor. Vrei să bei un șpriț, ești cu unul la pahar și cu un ochi la televizor. Vrei să dansezi cu nevasta lui Ionescu, ești cu un ochi la nevasta lui Ionescu. Și cu un ochi la Ionescu. Nu, la televizor. Așa că, ce faci? La rupt pe fereastră. Stai! Stai că m-am plătit ratele. Nimic, la rând, termen de garanție. Nu, nu, nu se poate că pierd interpretul săptămânii în reloare. Omule, nu înțelegi că invitații ăștia o să uite numai la televizor și să ales praful de toată petrecerea? Îl scot în priză. Bine, o să-l face la loc. Îi scot altfel. După casă. După casă. Bună idee. Revelion fără televizor. Hai, pe casă. Hai! Sus! Bibi, spune-mă care e a ta. Păi eu știu, în pădurea asta de antene, care e a mea? Ia stai. Ententinu, dă-te așa. Ententinu, dă-te așa că te numără. Stai așa, stai. Ententinu, surechetinu, surechetica ta, aia, baia, bim, bam, buf. Hei, care umbli la antena? Nu e asta, că n-am pe nimeni acasă. Păi cum nu e asta, ai spus buf. Păi da, dar nu e buful meu, nu vezi buf la stânga, buf, uite asta. Unde o duci, spre Coșpina? Trebuie să-l duci de invers. Alo, cine e pe casă? Doare! Acum n-au decât să vină invitații și să se uite la televizor. Nevasta-i drăgăstoasă, dacă nu te părăsește, dacă nu te cicălește... Bibi! Bibi, m-auzi? Da! Nu te mai mișca, că se dereglează imaginea. Așa! Acum se vede bine! Era vorba să facem rebelion fără televizor, nu fără mine! Cip, 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 mi-a deschis geamul și-n formalat cu piei. Cip, 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 cip
fetelor. Ce faci, dragă? Suntem la întâlnirea de sâmbătă seară, nu la emisiunea pentru copii. Povestea mea este pentru toate vârstele. Da? Atunci dai drumul. Da. Vreau să te rog să mă ajuți și tu. Da, cum? Adică eu povestesc și tu mă ajuți așa, da. De când în când. Cum se numește povestea? Făt frumos și Ileana Cosânzeană. Și eu care sunt din ăștia doi? Dar n-ai vrea să fii Ileana Cosânzeană. Eu sunt potrivit pentru făt frumos. Da. Tu vii ca făt frumos și spui: vrei în luptă să ne luptăm sau
în săbii să ne tăiem. Nu, 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 cu tăiatul eu nu vreau. Nu, mie nu-mi place. Nu, când a fost să se plece în schimb de experiență peste hotare, da, pe mine m-a tăiat. Eram primul pe listă la locuințe și m-a tăiat. Am vrut să iau concediu în august și m-a tăiat. Acum să mă taie și zmeu, ce sunt eu, salam vânătoresc? S-a dus Ileana Cosânzeana la mama ei și i-a spus duios: vrei luptă să ne luptăm sau în săbii să ne tăiem? Dar ți-am spus că nu acum. Dar când, dragă, rândul meu când vine? Mai târziu, mai târziu. Maca la audiențe. Dar iată, câteodată i-a ieșit în față un zmeu. Zmeul zmeilor. Vrei luptă să ne luptăm sau în săbii să ne tăiem? Nu acum, mai târziu, când vine Făt Frumos. Dar ăsta când vine, dragă, unde? Făt Frumos în scenă. Ai răbdare, ai răbdare. Făt Frumos stă de vorbă cu tatăl său, care îi spune: trebuie și tu să te însori, să-ți găsești o nevastă, da, care să te îngrijească, să te spele, să te coasă, să te cârpească. Da, da, știa el, moșu, ce spune. Și plecă Făt Frumos și merse și merse și ajunse la o margine de pădure. Și acolo o ieși în față un lup care o mâncă pe scufița roșie. Care a mâncat-o și pe frumoasa de pădure adormită. Că cine de ei concediu să doarmă atâta? L-a mâncat și pe spân că n-are barbă, l-a mâncat pe barbă cot că de ce are barbă, a mâncat-o și pe Alice că ce caută ea în țara meniilor. Și când a venit vânătorul, s-a transformat în oaie. Dar iată, da, iată că ieși în cale un balaur cu 7 capete. Unul gândea și 6 îl supravegheau ce gândește. Te rog, nu mă întreb. Hai, dragă, de apă nătezău. Și s-a luptat Făt Frumos cu balaurul uriaș. Da, l-a doborât, i-a luat pielea după el și s-a dus la arta marochinerilor, unde să lucrează cu pielea clientului. Și responsabilul i-a spus că din dita mai balaurul nu i-a ieșit decât o curea de ceas și aia de vinilin. Și văzând fapta lui vitejească, negru împărat se făcu galben și-i spuse verde în față: Făt Frumos, da, îți place fata mea? Măria ta. E frumoasă? Îi, măria ta. Ei bine, ți-o dau de soție. Nu iau măria ta. Dar de ce? Nu vreau să-mi scrie în acte ginere de împărat. Bună seara. Bună seara. Ce vă putem servi? Aș vrea niște băuturi, niște aperitive pentru revelion. Da, avem ce doriți. Avem șliboviță, rom, fernet. Fernet e bun? Da, sigur, cu lămâie, cu bulețe de gheață. Dați-mi un fernet. Dă-mi. Poftiți. Dar la 18 ce aveți? Șliboviță și 15, 18 și 15. O șliboviță, vă rog. Da, vă dăm tot ce doriți. Dar voastră sunteți clientul nostru, stăpânul nostru. Poftiți șliboviță. Mulțumesc. S-o vezi cu plăcere. Mulțumesc, la mulți ani. La mulți ani, un moment. Ați uitat să plătiți. Ce să plătesc? Șlibovița. Păi n-am schimbat șlibovița pe fernet? Da, numai că n-ați plătit fernetul. Dar ce-am luat fernet? Nu l-ați luat. Păi atunci vezi, la mulți ani. La mulți ani să trăiți un moment. N-ați luat fernetul, dar v-am dat în schimbul lui o sticlă de șlibovit. Și trebuie să o plătiți pe moment ce n-ați plătit fernetul. Păi uite fernetul, raftul dumitale, eu nu plătesc decât ce cumpăr. Șlibovița ați cumpărat-o? Omule, eu n-am cumpărat fernetul, l-am schimbat pe șlibovița, așa că la mulți ani. Păi la mulți ani, dar nu e gata. De ce? Pentru că dumneavoastră când ați intrat în magazin ați venit cu o sacoșe goală și acum plecați cu o sticlă de șliboviță neplătită. Asta e culmea, mă faci și excroc la mulți ani și de fernetul coace. Cât costă? Un pol. Păi uite polul. Da. Și... și banii pe șlibovița. Dar n-am nevoie de șlibovița dumitale. Uite șlibovița, dăm polul și la mulți ani că mă apucă revelionul. Păi la mulți ani și banii pe fernet. Păi nu ți-am dat în schimb șlibovița? Da, dar n-ați plătit fernetul. Atunci uite fernetul și dăm șlibovița. Și fernetul meu? Păi dacă e al dumitale, de ce să-l plătesc? Nu, că v-am dat în locul lui șlibovița. Păi cum o să fie șlibovița în locul fernetului? Atunci pofi șlibovița și de fernetul și am terminat și la mulți ani. Și la mulți ani și banii pe fernet. Omule, fratele meu alb, păi n-ai primit șlibovița. Dar ma ta n-ai primit fernetul. Și atunci? Uite ce zic eu, ca să terminăm afacerea, hai să bem câte un păhărel din fernetul dumitale. Ba să zic că recunosc că e al meu. Nu, că nu l-ai plătit. Atunci ia înapoi fernetul. Dă-mi mie șlibovița și bem fernet. Asta. Și să vă dau banii pe fernet. Da. Așa, mulțumesc, la mulți ani și să-mi dai banii pe șlibovițe.
Bună seara. Bună seara. Ăsta e trenul de Constanța? Da, da. La câte pleacă? La 20:40. Unde? Pe la Constanța. Ah, da, știam precis, dar nu eram sigur. Vreți să luați ranițele astea de aici? Aveți loc destul dincolo. Da, da, eu nu pun bagajele decât la vedere, vis-a-vis de locul pe care stau. Și unde stați? Aici. Imposibil, ăla-i locul meu. Da, tichet aici, vagonul 3, locul 20. Ce tichet? Ce vagon? Ce loc? V-am întrebat eu de tichet, de vagon, de loc? Știți, locurile sunt numerotate. Am zis eu că nu sunt foarte bine, fiecare la locul lui. Greu ne înțelegem, frățioare. Vă supără fumul? Nu. Nu puteți fuma. Mulțumesc. Ăsta nu este vagon pentru fumători. V-am întrebat și mi-ați îngăduit. Cine v-a îngăduit? Pe mine nu m-ați întrebat. Bine, atunci... Eu n-am pretins să o stingeți. O să mai stricați un chibrit. Fiți amabil, vreți să-mi dați și mie un foc? Nu, doamne. Eu n-am pretins să nu fumeze dumnealui. Eu am spus numai că ăsta nu este vagon pentru fumători. Eu sunt un om de înțeles, să știți. Cu mine o să vă înțelegeți de minune, numai să fiți cuminți. Citronade, sandvișuri, ghifteluțe calde. Eu nu consum niciodată de la vagonul restaurant. Dacă vreți, vă pot oferi niște ouă. Ouă? Da. Aoleu, ați plecat blindat la drum. Poftie, ia. Dar spuneți-mi, sunt proaspete? Da. Că eu am mai pățit odată spre zimnicea. Da. Excelente. Da. Puțin muștar aveți? Nu am, dar uite, niște piper, dacă... Ăsta e o travă curată. Dar în cantități mici, stimulează apetitul. Da. Dar... A cui o fi sticla aia bondoacă? A mea. Niște țuică. Țuică! O fi bună, e bătrână. Doriți să serviți? E? Mă mai întrebați? Poftiți. Dizolvă grăsimile. Am un păhărel de hârtie. Nu, nu, de ce să facem risipă? Nu. Excepțională. Se simte sâmburele. Excepțională. E un balsam, e bună și de frecții. Doriți puțină? Nu, nu, așa, o mână. Mulțumesc. Excelentă. Excelentă. Da. Asta e a dumneavoastră? Da. Mere? Ionatane sau Crețești? Ia. Nu, 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 spuneți că vreau să ghicesc. Dacă doriți, puteți să vă serviți. Nu, da, servez, mulțumesc, dar nu-mi dau seama. Uite, miroase și a garoafă și a trandafir. Nu? Ia, serviți, taie setea. Nu, mulțumesc. Nu, vă rog, dumneavoastră? Nu, 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 mulțumesc. Să știți un lucru, eu nu servesc merele decât sub formă de compot, așa că o să iau la mine să le fierb. Revista asta vă mai trebuie? Am luat-o să mai omor timpul. Păi cine voi aveți de cuvinte încrucișate să poate? Strică ochii, cum în tren și trenul să bălâmbăne. Nu vă supărați, mai e... Vreun loc? Nu, 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 e complet, dumneata. Nu vezi că e... Dar ce să mai pun în hârtie? Să le bag aici, le fierb bine, le speli, le dai în două ape, le scoți sâmburii și le pui la fiert. Să mai încercăm un ou de ăsta. Vă doare capul? Da, mă cam încearcă. Doriți un piramidon? Dacă aveți. N-am, dar ar fi indicat și un antinevralgic. Mă rog, dați-mi un antinevralgic. Păi de unde? Că n-am decât niște bicarbonat pilule. Doriți? Nu, mulțumesc. Nu doriți, nu doriți, dar nici așa să refuzați, nu știu, în modul ăsta categoric, așa, cât o fi ceas. Și 34. Hai, mai sunt 6 minute și plecăm. Anet! Aneta, aici! Hai, mamă, urcă repede! Hai, sus! Soția mea. A venit să vă conducă? Nu, invers. Hai,
Hai, hai, Anetă, mamă, aici, bună uite, seara. Aici e locul tău, dumnealui ți l-a oferit. Mulțumesc. A fost foarte amabil, de fapt să știi că-s niște oameni foarte drăguți. Ai mere aici, mersi. Ai tot ce trebuie, n-aveți apă. Și până la ciulnița asta nu oprește. Mă duc să vă aduc niște apă. Pa, pa, mamă, pa, pa. Sărut-o pe mama, ai grijă de tine. Pa, sărută și pe tata, vă rog. Fii ta, nu mama, că e femeie măritată și... Hai că dacă nu eram eu, mureați de sete. Pa, pe fereastră, uiți pe fereastră, tatii. Mitică? Mitică? A? Ai adormit? Da. Credeam că te faci. Nu, nu, nu mă fac. Dorm. Eu nu. Ei, acum nici eu. Sunt deștept. Te lauzi. La birou ți-au luat-o toți înainte. Care toți? Ah, Grigore. Un adormit. Ferice de el. Doarme la birou, doarme... Doarme și el unde poate, eu n-apuc. Tu ești mai deștept ca el. Ești mai deșteptat tu. Mitică? Mm. Am auzit că ai o colegă nouă. Da. Cum e? O adormită. Mm. Eu am auzit că își cam dă ochii peste cap. Oh, eu aș vrea numai să închid. Nu închide. Auzi? Ce? Știi ce a făcut ieri seară Popesca de la 5? S-a culcat. Aș. Și-a luat două dormeze și două fotolipat. Ce-or face cu atâtea? Să culce săraci. Mitică! Ce? Mitică! Ce? Mai ții minte când mă iubeai? Cine? Și ce poezii frumoase îmi declamai. Da, somnoroase păsărele. Și mai ce? Dormi, iubito, dormi odată. Ai, și aia mai frumoasă. Doar izvoarele suspină pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină. Aoleu, de-aș fi și eu o panseau. Un lepidodendron ceva. Mitică! Ce este? Mitică! Ce? Tu n-ai niciun vis în viață. Păi mă lași. Eu am vise mari. Ce? Visez să ne schimbăm mobila, să ne luăm un dormitor nou. Aolea, știi tu unul, mamă, în care se doarme? Auzi, Mitică, și după aia să facem o excursie în circuit. Da, cu vagonul de dormit. Cu vagonul de dormit. Să mergem la mamă. Nu, nu, la Polul Nord. Da, de ce la Polul Nord? Păi la Polul Nord, unde e noaptea cea mai lungă. Mitică? Ce este, dragă? Ce este? Mitică? Ce? Tu îl știi pe Tudose? Îl știu. Care Tudose? Tudose. Îl știi? Care? A, da. Tudose, colegul tău. Îl știu. Eh, știi ce face? Doarme. Doarme. Doarme, doarme și, și încă ceva. Ce? Ce face? Vorbește în somn. Ei, nu se poate. Păi dacă doarme, săracul vorbește. Nu vrei să mă lași să vorbesc și eu? Ba da. Vreau. Că mă lași să dorm, am să vorbesc și eu în somn. Mă lași? Te las, dar vorbești? Precis, uite, îți promit. Hai să încercăm. Hai. Hai, lasă altă dată. Hai, acum scoală-te că e târziu și e târziu la servici. Hai, gata. La servici? Da. Luminica. Cum luminica? Nu mă duc la pescuit, cucică. La pescuit? Crop de gam! Somn ușor, iubita mea.